Laptopul de gaming s-a născut ca specie din nevoia de compromis. Păi ce înseamnă oare asta? Că încearcă să adune cei mai buni și mai practic din cât mai multe lumi. Să facă ceea ce face un PC, dar cu o amprentă mult redusă, adică într-un raport de mărime mult mai digerabil decât BCA-ul de pe sau de sub birou. Să poată fi cărat de colo-colo, adică să fie portabil și, în ultimul rând, să aibă asupra sa toate perifericele necesare utilizării unui PC. Tastatură, un touchpad în loc de mouse și un ecran. Toate într-un singur pachet. Raportat la console, laptopul are avantajul flexibilității pe care le oferă gamingul pe PC și chiar în plus de asta, faptul că poți face și altceva decât gaming cu ajutorul său, de la text și documente până la browsing sau entertainment. Și timpul a dovedit că laptopul de gaming a fost un proiect de succes. Iar acum există atât de multe subspecii ale acestei categorii că a ajuns raportat la tradiționalul PC de tip cărămidă, precum nenumăratele rase de câini față de lup. Există laptopuri de gaming enorme, așa numitele desktop replacements, cu ecrane de 18 inch și alimentatoare de sute de wați și uzine de procesoare sau plăci video, dar și laptopuri de gaming ultraportabile și elegante pe care le poți lezne confunda cu cele office. Și am să vă dezvălui că, în ciuda aparentelor limitări pe care le impune un gabarit mai redus, mie personal astea îmi plac cel mai mult și exact despre unul dintre ăsta vom povesti azi. Familia de laptopuri Zephyrus de la Republic of Gamers a apărut prin 2017 și a fost un soi de rebeliune, un răspuns elegant la standardele butucănoase ale acelor vremuri. Până și numele seriei te duce cu gândul la un vânt, nu în sensul grobian al cuvântului mânebunilor, ci la o adiere plăcută. Și după cum se spune și în ziua de astăzi, pe pagina oficială a produsului, Zephyrus a definit gamingul ultra slim. Dar cum nu trăim din amintiri, Asus trebuiau să vină cu ceva nou, așa că pentru astăzi am pus gheruța pe ROG Zephyrus G14. V-am promis încă de ieri de pe zonă că îl veți găsi astăzi pe Playground, așa că iată-l. Un laptop micuț, finuț și al naibii de bine construit. Dar cel mai impresionant aspect este legat de ceea ce livrează acest laptop tras prin inel în materie de gaming, în ciuda aparențelor sale de ultraportabil. V-am zis că astea subțiri și elegante sunt de fapt modelele care îmi plac cu adevărat? Bun, hai să-l cunoaștem pe Zephyrus G14. Am să încep direct cu configurația. Se ia una bucată AMD Ryzen 9 7940HS cu 8 nuclee și 16 fire de execuție, care face 5,2 GHz în boost. După care se adaugă 32 de GB de memorie DDR5, dintre care 16 sunt sudați pe placa de bază și încă 16 populează slotul suplimentar. Iar bijuteria coroanei este placa video, Nvidia GeForce RTX 4090 laptop. Singurul catch aici este că procesorul sistemului este din gama HS de la AMD, adică alea de consumă mai puțin, iar placa video 4090 este versiunea de 125 W, adică și ea limitată comparativ cu 4090-urile de pe Strix Scar sau alte laptopuri dintre astea de 3-4 kg. Și este în regulă, mai ales că ăsta micu e de 14 inch și cântărește doar 1,65 kg. Asus au reușit cumva să înghesuie potop de hardware într-un șasiu mic dar robust, și extrem de arătos. Și cred că partea care îl face și mai interesant este direcția de design împrumutată de la fratele mai mare, Zephyrus Duo 16, pe care vi-l arătam ieri în zonă. Laptopul ăsta este negru, cu jumătate de capac perforată mărunt pentru a expune metalul de la interior. Se vede frumos în lumină și creează un contrast remarcabil. Modelul nostru n-a fost înzestrat și cu un anime Matrix, dar diversele configurații te lasă să alegi și un astfel de spate de ecran, cel cu anime Matrix, pe care să dai șopăcănea, dacă vrei, gen pe laptop, direct. Și ca să vă faceți o idee despre ce vorbesc, uite și niște imagini cu Zephyrus M16 în acțiune, având un astfel de anime Matrix. Alte elemente vizuale distincte nu prea mai sunt, cu excepția micului sticker imbeduit în carcasă. Arată ca o etichetă, chestie pe care am mai întâlnit-o și pe alte laptopuri și carcase. La unii e textilă, la alții e din piele, unii o ștanțează pe produs, la fel ca Asus, iar alții o aliniază pe o margine, gen Lenovo. La interior, treaba este și ea destul de simplă. Nu ai prea mult laptop la dispoziție, deci totul a trebuit aranjat minuțios. Tastatura ocupă cea mai mare parte a spațiului din partea inferioară, dar asta este de bine pentru un laptop de gaming. Ca să continui paralela cu Zephyrus 216 de ieri de pe zonă, ăsta micu este gândit doar
necesar pentru gaming. Deci o tastatură bună era obligatorie și mă bucur să o găsesc aici. Iar cireașa de pe tort și care mi-a plăcut maxim este touchpad-ul ăsta cât o placă de faianță așa. E destul de alunecos, se simte bine sub deget și cu siguranță îi va mulțumi și pe cei care vor să simtă că au primit laptop de toți banii. Pe laterale avem zona de conectivitate care include următoarele. Pe dreapta avem un cititor microSD, un USB 3.2 Gen 2 Type-C cu suport pentru DisplayPort 1.4 și două USB-uri 3.2 Gen 2 Type-A. Pe stânga găsim alimentarea, un HDMI 2.1, un jack combo de 3.5 mm și atenție, un USB 4 Type-C cu DisplayPort 1.4 și Power Delivery. Ridici ochii, nu vezi niciun ecran secundar, precum la modelul Duo, și rămâi ațintit pe ecranul de 14 inch, care nu mai pare chiar atât de mic. Ăsta este noul truc pe care producătorii l-au descoperit recent. Bagi un ecran în format 16x10 într-un laptop cu diagonală mică și câștigi niște spațiu pe verticală. Este eye-pleasing și la cât de mic e, orice bucată de ecran extra e binevenită. A, și ce mai ecran? ROG Nebula HDR îi zice, iar specificațiile sună cam așa. Panou mini LED QHD la 165 Hz cu 3 milisecunde timp de răspuns. Raportul îl știm deja, redescoperitul 16x10, iar luminozitatea atinge 600 de niți, deci știe și HDR. Dar vreau să ignorați toate specificațiile astea pompoase. Ca să vă explic mai bine experiența, să zicem doar că mi se pare unul dintre cele mai clare ecrane cu care eu mi-am clătit ochii. Imaginea afișată arată impecabil și nu există urmă de blur, ghosting sau artefacte enervante. Bine, aici își spune cuvântul și diagonala asta minionă de 14 inci, combinată cu o rezoluție generoasă de 2560 cu 1600 de pixeli, adică rezoluție puțin mai înaltă decât 1440p-ul, care se vede bine chiar și pe diagonale de 27 de inci. Iar rata de refresh de 165 Hz, combinată cu timpul de răspuns bun și suportul pentru G-Sync, fac orice element dinamic să fie plăcut de urmărit pe ecran. Ăsta da ecran, potrivit pentru șasiul său și alimentat de un hardware pe măsură. Și iată ne ajungi și la hardware, că doar l-am pomenit întreagăt și la începutul acestui video și probabil sunteți curioși să aflați despre ce este vorba. Ce să fie, ce să fie? Păi e nebunie, n-am să vă mint. Întâi de toate, avem un procesor Ryzen 9 7940HS. Și nu am nimic de rău de comentat aici. Una bucată CCD, 8 nuclee, 16 thread-uri, 5.2 GHz. Consum? 54W. Desigur, cu arhitectură Zen 4 la bază, cu suport pentru memorie DDR5 5600 și LPDDR5X la 7500. Plus grafică integrată AMD Radeon 780M, plus AMD Ryzen AI. Și aici vreau un pic de atenție din partea voastră, pentru că ceea ce urmează să vă zic s-ar putea să schimbe puțin socoteala în favoarea AMD. Mai știți când vorbeam în trecut despre cel mai nou Lenovo Legion Pro de 17 inch? Și anume că ăla venea dotat cu ceva AI care l-a ajutat să whatever. Ce au făcut AMD? Și-au integrat o nebunie asemănătoare direct în platformă. Gen, nu-i treaba ăstora de la ROG, este un truc AMD. Deci ce face? Păi ai niște nuclee de inteligență artificială integrate direct în procesor, care optimizează modul în care sunt împărțite sarcinile între nucleele tradiționale. Pe măsură ce aceste nuclee învață cum îți folosești laptopul, că na, asta face AI-ul, capabilitățile sale cresc. Mai au și alte roluri nucleele astea, mai puțin spectaculoase, dar zic eu la fel de importante. Doar ce mă plângeam ieri de glumița aia de cameră de pe Zephyrus Duo 16. Aici e cam aceeași situație, doar că AI-ul ăla din procesor oferă câteva funcții care ajută. Automatic framing, care te ține în centrul cadrului chiar dacă te miști. Eye contact correction, aka filtrul ăla dubios de spune ochi falși care se holbează mereu în cameră. Și advanced background effects. Mamă, ceva gen green screen. Chestiile astea atârnă greu, mai ales că vin direct la pachet. Ce mi se pare și mai interesant este că procesorul mai slab, adică acest Ryzen 9 7940HS de pe laptopul de față, are aceste nuclee, în vreme ce Ryzen 9-le 7945HX de pe mult mai scumpul Zephyrus Duo 16 nu le are. Deci nepătrunse sunt căile AMD. Ca fun fact, singurele procesoare care vin cu aceste nuclee AI integrate sunt Ryzen 7 7840HS, Ryzen 5 7640HS, Ryzen 7 7840U și Ryzen 5 7640U. Dar haideți să revenim la procesorul de pe acest Zephyrus G14, pentru că am și o chestie de reproșat. Din ceva motiv, în experiența mea cu acest laptop, am observat că modul turbo este
inconstant. Procesorul are tendința să urce uneori prea sus, trecând peste TDP-ul din fabrică, într-o încercare disperată de a stoarce și ultimul strop de performanță. În teorie asta sună bine, dar în practică te alegi cu un procesor foarte fierbinte, care intră des în throttle și care face sistemul de răcire să gâfâie zgomotos. Rezolvările sunt două. Fie Asus vine cu update-uri de BIOS, pentru că am auzit că problema nu-i tocmai nouă și a mai fost remediată, ori faceți ce am făcut noi, adică am mutat nebunia pe modul performance și s-a rezolvat. Procesorul a coborât înapoi în parametri, adică pe la 54W, și chiar dacă performanța a avut puțin de suferit, scăderea nu este dramatică. În sine, Bencher 23 s-a simțit o leacă, dar cui îi pasă de testele sintetice? Chiar dacă rezultatele obținute în testele single core și multicore sunt ceva mai mici, este, cred eu, spre binele laptopului. În modul performance, Zephyrus G14 cu Ryzen 9 7940HS nu sare de 90 de grade. Ca idee, generația precedentă de G14 cu Ryzen 9 6900HS ajungea și rămânea constant la 100 de grade. Într-un format atât de mic, o victorie de 10 grade face diferența și atârnă cât o finală de Champions League. Și asta ne dovedește că în anumite situații este cel mai bine să lași hardware-ul să meargă așa cum a fost gândit de către producător. Bun, ăsta a fost procesorul, dar înainte să trecem la placa video, unde avem destule de vorbit, vreau să trecem în revistă și restul configurației. Memoria RAM este deci DDR5, dar la o viteză mică de 4800 de megatransferuri pe secundă. Iar cantitatea este de 32 de giga, 16 sudați pe placa de bază, dar al doilea modul este detașabil și implicit upgradabil. SSD-ul nu este sudat din fericire, are 1 terabyte, viteze bunicele și demne de standardul PCI Express 4.0 și cam atât. Nu mi-am bătut capul cu el prea tare. În ziua de azi și în categoria asta de preț, laptopurile nu prea mai au tendința să folosească SSD-uri slabe ca să economisească bani, din simplul motiv că SSD-urile sunt acum ieftine tare. De control, în ghidul de review pe care l-am primit, este specificată viteza la care ajunge stocarea, up to 7000 Mbps. Și mai ai și un slot adițional pentru o configurație care poate acomoda două SSD-uri M.2 NVMe PCI Express 4.0, ambele la potențial maxim de performanță. Și am ajuns și la punctul culminant al poveștii, pentru că am niște păreri care cred că ar putea crea confuzie. Dar urmăriți-mă cu atenție, am să încerc să explic cât mai simplu. ROG Zephyrus G14-le pe care l-am primit la test este modelul de top, dotat cu placa video RTX 4090 laptop. Singurul caveat comparativ cu 4090-ul de pe un Strix SCAR 18, de exemplu, ar fi că placa de pe G14-l ăsta are TGP-ul limitat la 125W. Asta, desigur, în numele temperaturilor controlabile și al șasiului destul de mic. Asta înseamnă că este la 50W distanță de un RTX 4090 dintr-un laptop mare. Iar asta se traduce fix prin ce bănuiți, și anume că performanța are un pic de suferit, dar cât de mult? Și ca să răspundem, am apelat la rezultatele pe care le-am obținut cu un Strix SCAR 18 cu RTX 4090 la 175W, mai prin primăvară așa. N-am mai trecut prin testele sintetice, ci am sărit direct la gaming, pentru că până la urmă asta ne interesează, nu? Că doar nu te joci Cinebench. Și de cum pui rezultatele într-un tabel comparativ, realizezi imediat diferența de gabarit dintre cele două plăci. Zephyrus G14 a înregistrat o medie de 68 FPS în Cyberpunk 2077 la Ultra, fără RTX și DLSS. Prin comparație, SCAR-ul a rulat la 90 de cadre pe secundă. La fel și în Horizon Zero Dawn, Returnal și Shadow of the Tomb Raider. Diferențele sunt consistente și constante. Dar hai să vă zic și una amuzantă. Când făceam testele, am început în mod natural cu Cyberpunk 2077, că tot a devenit preferatul redacției. Da chiar, se lăuda Marinache zilele trecute pe grupul de WhatsApp de la muncă că a dat gata jocul 100% și a scos toate achievement-urile. Deci cu asta se ocupă Marinache în loc să muncească. Cât făceam eu testele, am pornit jocul și văd că vine by default cu presetul grafic Ray Tracing Ultra. Bun, m-am asigurat că am DLSS 3 activ și setat pe Balanced, adică și cu Frame Generation, și am dat drumul la Benchmark. Și BOOM! 98 FPS medie. Băi, ești nebun? Compar cu rezultatul obținut de ROG Strix SCAR 18 și mai să-mi stea inima. 64 FPS. Mă gândesc, bă, ce naiba? Dar la o verificare rapidă m-am reîntors la realitate când am văzut că jocul a mai primit niște importante update-uri pe partea de optimizare din februarie, când l-am rulat eu pe SCAR. M-am mai jucat puțin cu DLSS 3 în Returnal, unde am obținut o medie de 68 de cadre pe secundă, cu totul în blană și ray tracing la epic. După care am zis să fiu puțin aventurier și am testat și Shadow of the Tomb Raider. Zephyrus G14 a obținut o medie respectabilă de 88 FPS cu ray tracing la very high și fără niciun fel de DLSS.
Dacă vreți mai mult de 100 FPS, jocul suportă și DLSS 2, deci este la libera alegere. Rezultatele sunt bune, iar RTX 4090 la doar 125W s-a descurcat admirabil. Dar asta mă duce și la problema mea cu această configurație. Zic eu că decât să plătești o grămadă de bani pentru upgrade-ul la cea mai tare placă video mobilă de pe piață, poți să salvezi niște dineros și să alegi direct configurația cu RTX 4070 sau RTX 4080. Ambele cred eu că sunt alegeri mai logice la TGP de 125W, iar dacă ar fi să aleg, aș merge pe RTX 4070. Laptopul va fi tot pe acolo ca nivel de performanță, minus câteva FPS aici colo, dar poate că și temperaturile vor fi mai ok. Bine, deținut minte și că vei face un downgrade la VRAM, știți, povestea aia cu 8GB, dar pentru unii oameni ăștia 8GB sunt de ajuns în continuare, mai ales atunci când poți salva niște mii de lei. Dărăcirea lui G14 se ocupă același sistem ROG Intelligent Cooling. Acesta are câte un vapor chamber pentru procesor și pentru placa grafică și ca să pună și niște sos pe sandwich, Asus a folosit și metal lichid de la Thermal Grizzly. Asta înseamnă că procesorul are un headroom de până la 25W, de aici și modul turbo agresiv, dar pe moment mai e nevoie și de niște stabilizare. Dar odată ce se va rezolva și asta, nu încape îndoială că sistemul de răcire va face față. De fapt, deja se descurcă bine, până și pe căldura de zilele astea, fără prea mult aer condiționat în camera de testare, nu de alta, dar îl apucă pe Tudor durerile de spate. Și cam asta a fost. Zephyrus G14 a reușit să mă cucerească și în ciuda câtorva neajunsuri s-a impus drept unul dintre cele mai interesante laptopuri de gaming testate de noi anul ăsta. Chiar dacă este mic și diagonala de 14 inch pare cumva înghesuită, pentru un joc single player merge. Iar cu conectivitatea de pe acest laptop, orice monitor de gaming este la un HDMI 2.1 distanță. Tastatura este foarte mișto, ai destule USB-uri să-ți pui și mouse și căști, putere pe măsură și per total este un produs foarte, foarte fain. E arătos, e îndemânos, e ușor, deci din partea mea aproape perfect. Și am să vă zic și asta. Pentru mine G14 este laptopul ideal de gaming, tocmai pentru că este mic și portabil. Oricum, dacă vreau mai mult decât poate ăsta să livreze, pot să-mi cumpăr un Gamebox, de exemplu, de pe magazinul nostru online, zona.store. Și apropo de asta, vă reamintesc că mai nou punem la dispoziția celor care au nevoie de așa ceva și un sistem extrem de avantajos de rate cu dobândă zero, like zero absolut, prin intermediul celor de la TBI Bank, cărora țin să le și mulțumesc pe această cale. Practic, dacă ți iei, să zicem, un Gamebox de 6.000 de lei, înseamnă fix 500 de lei pe lună timp de un an sau 1.000 de lei pe lună timp de 6 luni, fără niciun fel de costuri suplimentare sau ascunse. Revenind la Zephyrus G14, pe lângă că e discret și poate fi folosit fără probleme și la muncă, la cât e de forțos, pentru editare video, Photoshop și de fapt orice altceva, este și un minunat gaming machine. Îl vreau în viața mea, iar varianta cu acest procesor, 32 de GB de RAM și RTX 4070, versiune pe care eu o consider sweet spot, am găsit-o pe eMAG pe la 13.500 de lei. Și acum să-mi ziceți voi în comentarii. Cum vi se pare vouă laptopul ăsta? Vi se pare scump sau își face banii? Ce vă place la el și ce nu? Și în aceeași ordine de idei, cum preferați voi laptopurile de gaming? Mari și grele, gen înlocuitor de desktop, sau mici, ușoare și portabile, precum cel de față? Abia aștept să vă aflu opinia, să văd dacă sunt singurul nebun care le preferă pastea ușoare ca pana de gâscă și dacă toți sunteți aici, abonați-vă pe Playground și aruncați un ochi și pe zona.store. Vă las linkul și în descriere ca să vă delectați cu gameboxurile concepute, configurate și asamblate de noi cu foarte mult OCD. Hai, numai bine și spor la joacă!